Laurențiu Ciobotărică le-a cerut judecătorilor de la Tribunalul Gorj să nu mai fie obligați să dea cu semnătura săptămâna la poliție, însă aceștia nu au fost de acord. Ciobotărică este acuzat de abuz în serviciu după ce Aurel Medințu a primit 128.000 de lei pentru a demisiona din funcția de director al Diviziei de Energie. Înainte de intrarea în sala de judecată, Laurențiu Ciobotărică a vorbit despre așteptările pe care le are de la acest termen. Ce așteptări am la termen? Corecte. Ciobotărică a mai precizat că așteaptă ca justiția să facă lumină în dosarul bani pentru Medințu. Vă considerați vinovat pentru ce s-a întâmplat? Asta stabilește tribunalul. Laurențiu Ciobotărică, Daniel Antonie și Dorina Jianu sunt acuzați de abuz în serviciu, respectiv complicitate la această faptă, după ce Aurel Medințu a primit suma de 128.000 de lei pentru a demisiona din funcția de director al Diviziei de Energie.